La lansarea volumului au participat studenți, preoți, dar și invitați din Italia, specialiști în studiul cărților sfinte. Printre aceștia s-a numărat și vicerectorul Institutului Biblic Pontifical, care a arătat cât este de dificilă traducerea unui text biblic. That there are terms that can have more than one meaning. When you translate, you have to choose one or the other of the meanings. And so sometimes you lose the richness of the language.